15 bărbați din toată țara, cosași de meserie, au participat la concursul Eurocosașul anului desfășurat la Padeș. Aceștia știu foarte bine să cosească și cu coasa clasică, dar nu doar cu cea motorizată. Bărbații au trebuit să cosească pe o suprafață de 100 de metri pătrați. Cât timp ați cos? 2 minute. E mult? E puțin? Normal. Da, știți să cosiți așa cu cealaltă cozitare? La țară. Nu. De unde sunteți? Vâlcea. Vreți să câștigați locul întâi, bă? Siguranță, de-aia am și venit și participăm. Am vrea să câștigăm. De unde sunteți? Din Creva. Și anul trecut ați participat? Nu, e prima an când particip. Concursul Eurocosașul anului s-a aflat în acest an la cea de-a doua ediție, iar acum s-a organizat la Padeș în județul Gorj și nu întâmplător. Tradiția este aceea ca întrecerea să se organizeze în județul în care domiciliază câștigătorul premiului întâi, iar pentru că anul trecut la Horezu câștigătorul a fost un gorjan, anul acesta noi am fost gazdele concursului. Avea cea de-a doua ediție a concursului Eurocosașul RURIS. Prima ediție s-a ținut anul trecut, în 2009, la Horezu. Dintre participanți care au fost câștigătorul și-a dus concursul la el în județ, practic de asta ne aflăm astăzi aici. Asta se va întâmpla și asta. Cine câștigă va merge la anul în județul celui care va câștiga. Câștigătorul locului întâi a plecat acasă cu 3.000 de lei și o motocositoare. Premiul 2 a constat în 2.000 de lei și o motocositoare, iar premiul 3, 1.000 de lei. Anul viitor, concursul Eurocosașul anului se va desfășura în județul Dolj, unde locuiește câștigătorul premiului întâi.